Bine v-am găsit la cartea de la ora 5. Auziți un text de acum vreo 150-160 de ani. În țara noastră, suferințele sunt mai presus decât în alte staturi, adică în alte țări. La noi, clasa de jos este în stare de barbarism. Oamenii cu care te slujești sunt plini de viciuri, de vicii, deci, hoți, bețivi, leneși, și în loc de a te odihni, te adapt pe toată ziua cu o travă lentă, prin răutatea și barbarismul lor. Evident, avem de a face cu un aristocrat, cu un latifundiar, un conservator. După vreo 80 de ani și mai bine, se reeditează pentru prima dată Amintirile colonelului Lăcusteanu, născut în 1813 în familie veche de boiernași de mijloc din Oltenia. La 17 ani este primit în armată cu gradul de sublocotenent. Și aici trebuie să știți cel desparte pe el de tot valul francofil și liberal al pașoptiștilor noștri. Omul este rusofil. Omul este format în spiritul armatei imperiale țariste. Este un om care nu consideră că turcofilia, francofilia, germanofilia, austrofilia, deci că numai rusoficilia ocrotește România. A fost făcut om, a devenit ofițer cu generalul Kiselev și dintr-o dată Bucureștii la el sunt spălați, minunați de regulamentul organic, am fost puși la punct, puși pe linie în istorie de către țarism, de către ruși. E bine, lucrul cel mai formidabil din aceste amintiri este faptul că, precum un jupân titircă inimă rea, omul nostru stă pe binale și se uită cum umblă bagabondul. Știți cum apăreau pașoptiștii, despre care noi am învățat în manual, că precum în picturile lui Rosenthal se duceau minunați, inspirați de avântul lui Jules Michelet și al Revoluției franceze. Pașoptismul, pașoptismul, revoluționarii ași. Omul nostru vine și spune, chiriac băieți, ăștia niște bagabonzi. Îi califică pe revoluționari de la 48 așa, infami, nelegiuiți, mâini spurcate, vagabonzi, crai de curtea veche, hoți și mitocani. Cine a făcut revoluția? Dăscăleții, ciocoii rapace, armenii, țiganii și evrei. Deci este tot ce poate fi mai reacționar. Este gândirea care îl fascina pe un cioran când îl citea pe Joseph de Maistre. De pildă, toată junimea noastră, pașoptiștii care au fost trimiși de boieri în Franța să se școlească, să facă istorie, să-i devină membri în lojile masonice, Steaua Marelui Orient, etc., apare la el exact ca la Eminescu. Mai țineți minte, ai noștri tineri la Paris învață cravatei cum se leagă nodul. Ia uite ce spune colonelul Lăcusteanu. Observam tinerimea română aristocratică ce se întorcea din străinătate cu titlul de doctor în diferite științe și din 100 de tineri abia câte unul aducea societății învățături solide și fundamentale. Iar 99 se întorceau în țară nătărăi și doctori în vicii și imoralitate în disprețul societății. Acum, evident că noi care am învățat în ceaușism acea istorie de operetă, de butaforie cu flamuri, tricolore și așa mai departe, nu e cazul acum nici să cădem în ochiul rău al colonelului nostru, pentru că totul se relativizează în timp, pentru că toți acești crai de curtea veche vagabonzii devin în an ștrengarii de la 48 sau tinerimea zburdalnică. În afară de asta, memoriile vă arată un tată de familie, un soț, vă arată și niște vameși nemți, germani, care luau mită foarte bine pe la 1860, dar în general o Românie, niște principate, așa cum nu se învață în manualele de istorie. Deocamdată. La revedere!